Ce este liniștea? Mi-ai dat mai înainte o definiție a tăcerii care m-a redus la tăcere. Cuvintele sunt uneltele veacului de acum. Tăcerea este limbajul veacului viitor, nesfârșit. Sufletul meu atunci a fi va în sărbătoare, stând să părăsească pieritorul lut, căci mă știu cu tine raza mea de soare, logodit în taină de când m-am născut. Și robit voi zice, fără nicio teamă, mireasa mea dragă, eu sunt gata, ia-mă. Unde ai scris acest poem? Departe. Câte limbi vorbești? Franceză și engleză, greacă și ebraică. Română, cu accent moldovenesc? Da, eu nu vorbesc română, vorbesc bucovinești. A, așa, asta e măreția. Cea mai grea limbă din lume. Care? Țigăneasca. De ce? Pentru că doar se vorbește, nu se scrie. Jade Vlesa, du-te cu Dumnezeu. Și Swahili. Păi în Africa, cum mă înțeleg cu... Spune-mi ceva în Swahili. Hakuna Matata. Care se traduce? Nimic nu este greu. Totul e ușor? Da. De ce? Pentru Dumnezeu totul este simplu. Iar pentru oamenii simpli totul e dumnezeiesc. Nu simți uneori că te ratezi stând în mănăstire? Poate că ai avea un potențial mai mare. Mi-e și frică să te întreb asta, fiind da, în biserică. Da, unii chiar m-au condamnat, dar mi-au reproșat că mă plafonez. Exact, cum interpretezi? Cunoscându-mi poate potențialul. Totul, dar absolut totul, în viața noastră, se întâmplă fie că Dumnezeu vrea, fie că Dumnezeu permite. A treia variantă nu există. Păi de tine nu ține nimic? Din noi nu ține nimic? Nu depinde nimic din noi? În puterea noastră ce stă? Mântuitorul Iisus Hristos a spus clar în Evanghelie: fără de mine nu puteți face nimic. Dragilor, bine ați revenit la Mandachi Educast pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi, acolo unde vorbim despre educație, motivație, inspirație, exemplu personal și, evident, acțiune. Astăzi mă aflu într-un loc foarte drag sufletului meu, alături de un om foarte drag sufletului meu, părintele călugăr Juvenalie, de la schitul Sfântul Nicolae, de lângă Fălticeni, localitatea Huș. De-a lungul vremii pot să spun că am fost atașat de biserică, nu pot spune că sunt un mare credincios, nu sunt, dar mama, Dumnezeu să ierte, m-a dus să mă împărtășesc de mic, m-a dus să mă spovedesc de mic și după ce am devenit adolescent, i-am considerat pe preoți ca fiind niște psihologi. De-a lungul anilor am ajuns să cunosc poate cei mai vestiți psihanaliști, psihologi, analiști în lume, dar nu pot să uit cât ajutor mi-au oferit preoții. Evident, nu există tagmă fără uscături și nu vreau să generalizez pozitiv, la fel cum nu vreau să generalizez negativ. Rămân la opinia mea și anume că preoții, în majoritatea lor, aduc un aport important societății. Părinte, mulțumim că ne-ați găzduit aici la schitul dumneavoastră. Cu plăcere. Mulțumim și noi pentru invitație, pentru șansa de a apărea în aceste scurte filme dedicate educației și celorlalte lucruri necesare societății de astăzi. Vă avertizez că o să mă tutuiesc cu părintele pentru că avem vârsta apropiată, eu am 37 de ani, părintele tot pe acolo și pe de altă parte suntem și prieteni vechi. Și ca să fie totul mai natural și mai autentic, o să procedăm după cum am spus. Care a fost cel mai greu moment de când te-ai călugărit? Au fost multe, dar le-am uitat. Pentru că am învățat să scriu supărările pe nisip și bucuriile pe piatră. Erai supărat când vrei să, nu știu, să dezertezi, de exemplu, din călugărie? Ai vrut vreodată? Pentru un tânăr novice, pentru un tânăr care intră în mănăstire, cel mai greu lucru este tăierea voii. Ce înseamnă asta? Ce
Ce înseamnă? Adică să nu-ți faci voile tale, ci să faci ceea ce ți se spune. Uh-huh. Și în maniera în care ți se spune, exact. Adică trebuie să faci ascultare. Da. Uh-huh. Ce înseamnă ascultare? Iubire. Păi bun, dacă primești o dispoziție absurdă din partea superiorului, ce faci? Ascultare până la păcat. Așa ne învață, așa ne predă învățătura bisericii. Adică, există o limită la ascultare? Bineînțeles, până la păcat. Dacă ascultarea dată de un stareț sau de un episcop sau de un superior mie contravine cu învățătura bisericii și a Sfinților Părinți, nu mai sunt obligat să fac această ascultare. De când sunt copil, am fost fascinat de viața pe care o duc călugării și după ce am evoluat, după ce am ajuns antreprenor, mi-am dat seama că există foarte multe lucruri în comun. De pildă, disciplina asta a călugăriei din mănăstiri ar ajuta foarte mult și pe oamenii de afaceri. Crezi că există elemente comune? Pentru că acest educast, acest podcast, această emisiune se adresează în general antreprenorilor. Și eu am găsit nuclee de înțelepciune în viața pe care o duc călugării. Ce crezi că au în comun călugării cu antreprenorii? Păi primul lucru care îmi vine în minte, pe unde este cuvântul, este și sufletul. Adică? Ce legătură are? Adică, cum să o numim, nu o seriozitate, ci punctualitate. Deci punctualitatea ar fi... ne ajută și să fim antreprenori de succes, așa este. Altceva, ce mai vezi comun între călugărie și antreprenoriat? Asta este o curiozitate care mă mânești. Există odată punctualitatea, asta e disciplină? Când zici punctualitate, disciplină. Cred că între călugărie și orice alt domeniu de activitate, cea mai des întâlnită asemănare sau cea mai mare asemănare este că este de dus o cruce și în călugărie și în orice alt domeniu de activitate, chiar și pentru antreprenori. Genial! Deci antreprenorii au de dus o cruce. Da. Gândiți-vă că fiecare dintre noi, când vom merge la judecata lui Dumnezeu, una din întrebări va suna așa. Tu, în rolul pe care l-ai avut pe pământ, în funcția pe care ai avut-o pe pământ, ce trebuia să faci și n-ai făcut? Și dacă răspunsul este, trebuia să mă bucur mai mult de viață și nu m-am bucurat? Eu cred că nimeni nu va putea să răspundă la această întrebare. Dar ce înseamnă să te bucuri de viață cu adevărat? Nu neapărat ca antreprenor, în general, în genere, dar și ca antreprenor. Viața este un dar al lui Dumnezeu pentru om. Felul în care o trăim este un dar al nostru pentru Dumnezeu. Astăzi am început cartea Maicii Gavrilea și chiar în prima parte a cărții am citit lucruri foarte interesante, foarte frumoase, pe subiectul ăsta de care m-ai întrebat. Să savurezi fiecare secundă a vieții. Exact. Nu simți uneori că te ratezi stând în mănăstire? Poate că ai avea un potențial mai mare. Mi-e și frică să te întreb asta, fiind da, în biserică. Da, unii chiar m-au condamnat, dar mi-au reproșat că mă plafonez. Exact, cum interpretezi? Cunoscându-mi poate potențialul. În toate locurile pe unde am ajuns, am ajuns nu pentru că am vrut eu, ci pentru că acolo m-a dus Dumnezeu, m-a mânat Dumnezeu. Chiar și în locul ăsta, nu am cerut eu să fiu trimis aici. Și dacă va fi să plec, nu voi pleca din acest loc că voi vrea eu, ci pentru că mă vor trimite superiorii mei. Datoria mea, a noastră, este să facem roade acolo unde suntem. Apropo de superiori, cum se detașează în mănăstire un lider? De ce anumiți călugări avansează? Vezi, fac corelații cu antreprenoriatul. Cum se face că unii dintre călugări ajung să poruncească sau să dea dispoziții și alți călugări execută? Pentru că sunt aleși.
De către cine? De către cei din mănăstire, de către supușilor. Ce diferențiază pe lideri? Cred că lucru de căpătăi este dragostea părintească, de care trebuie să dea dovadă un lider. Altfel, poate fi un șef, un... Mi-aduc aminte că eram la Sfântul Munte Athos și starețul schitului, deși în vârstă, deși bolnav, întotdeauna ieșea lângă noi, la ascultări, la treburile de peste zi. Era un exemplu pentru noi. Chiar dacă nu făcea el mare treabă, dar prezența lui în mijlocul nostru era foarte importantă. Și exemplu personal. Da. Orice călugăr poate să fie exemplu personal și totuși nu este votat lider. De ce anumite persoane din cadrul mănăstirii ajung lideri? Se detașează. Sunt alese și de Dumnezeu. Pentru a reprezenta, pentru a conduce o mănăstire. Ai spus că ai fost pe Muntele Athos, cât ai stat acolo? Și de ce ai mers acolo? De ce ai rămas în Bucovina? Am stat o perioadă, câțiva ani. Am plecat în Sfântul Munte Athos din dorința de a evolua spiritual, duhovnicește. Nu mi-am dorit niciodată o evoluție profesională sau să ajung cineva, să ajung ceva. Am stat, cum am spus, câțiva ani. Din motive de sănătate a trebuit să revin în țară și am rămas. Cum era la Muntele Athos? Este mai greu decât... Totul la superlativul absolut. Inima ta este acolo sau este aici? Nu. Jumătate din inima mea, momentan, bate în Africa, iar cealaltă jumătate din inima mea bate în România, alături de poporul român, pe care îl iubesc. Noi ne-am cunoscut prin intermediul Africii. Eu am făcut niște fântâni acolo, tu ai ajutat să se facă... Nu întâmplător, continentul african are forma unei inimi, fără frontiere. Cum te înțelegeai efectiv cu oamenii aceia? Pentru început am vorbit cu ei în 5 limbi. 5 limbi? Cum adică? 5 limbi. Care sunt alea? Prima dintre ele este zâmbetul. A doua, lacrima. A treia, atingerea sau îmbrățișarea. A patra, rugăciunea, iar a cincea, dragostea. Formidabil. Da. Și înțelegeau? Le vorbeau? Bineînțeles. Bineînțeles. Ca niște profesioniști. De ce ai pus prima dată zâmbetul? Pentru că este primul lucru pe care l-am văzut la ei. Când am ajuns în Africa pentru prima dată, și ori de câte ori de atunci am fost în Africa, prima reacție când s-au întâlnit cu un muzungu, cu un străin, s-au uitat atent și au zâmbit. Mi-aduc aminte și eu, parcă sunt acolo. Da. Zâmbetele lor, îmbrățișările lor. Dar lacrima? Limba aceasta, lacrimilor. Am suferit alături de ei. Am suferit. În special alături de copii pe care îi iubesc foarte mult și pentru care aș fi în stare de sacrificii, de eforturi mai deosebite. Bun. Motiv pentru care am construit și școli în Africa pentru copii. Am făcut 4 școli. Acum lucrăm la a 4-a școală, în Uganda. Am fost în Uganda și în Rwanda. În Rwanda ai fost? Am fost. Și în Kenya, și în Tanzania, și în Congo, și în Madagascar. Acolo am stat cel mai mult, 5 luni de zile. Și dacă stau să mă gândesc mai bine, tot a pornit de la un vis. Eu am avut un vis. Am visat să construiesc fântâni în Africa. Tu ai visat să construiești fântâni în Africa sau cum s-a întâmplat? Cum ai ajuns să oferi, să dai apa celor copilași, acelor oameni? Este simplu, am răspuns unei provocări
În toamna anului 2018 am răspuns afirmativ solicitării sau invitației părintelui Damaschin Grigoriatu, un părinte grec pe care cu care m-am cunoscut și cu care m-am împrietenit în perioada cât am stat în Sfântul Munte Athos, și el m-a rugat să-l însoțesc într-una din călătoriile lui misionare pe continentul african în vederea oficierii unor botezuri. Am oficiat botezurile, nu am stat mult atunci, prima dată am stat doar 2 săptămâni, însă după reîntoarcerea acasă am analizat foarte bine situația de acolo și am ajuns la concluzia că a mă reîntoarce la ei nu este un moft, o opțiune, o dorință, ci am luat-o ca pe obligație. Și dacă aveam să mă reîntorc la ei, nu puteam să mă duc doar cu o trăistuță de bomboane. Trebuia să fac ceva pentru ei. Iar lucru prioritar pentru cei din Africa este apa. Așa am început cu fântâni. În momentul de față lucrăm la 15-a fântână în statul Burundi. De ce Burundi? Din două motive. Este cea mai săracă țară din lume și este țara în care mi-am început misiunea din Africa. Și mă simt oricum legat, mă simt dator față de ei. Ce te-a impactat atunci când ai ajuns în Africa? Cum ai decis să revii? Repet, am simțit lucrul acesta ca pe o obligație, ca pe o datorie față de ei. Mi-amintesc un episod, ne deplasam din capitală, de la sediul mitropoliei, din Bujumbura, către o localitate unde noi am construit o școală, Buramata. Trecând prin multe sate, într-unul din acele sate am văzut o coadă aproape interminabilă de oameni care așteptau cu vase, cu bidoane în mâini, așteptau să ia apă. Am întrebat atunci șoferul în limba engleză, pentru că mai târziu am reușit să învăț limba swahili. De ce stau acei oameni la coadă? Ce așteaptă? Și mi-au spus că în acel sat este fântână. Am rămas ușor contrariat. Cum în acel sat este fântână? Și mi-a explicat că nici satul din care venim, nici în cel spre care ne îndreptăm, nu există fântână. Lucrul acesta m-a motivat oarecum, m-a condiționat să încep cu fântânile, misiunea din Africa. Să știi că același lucru am simțit și eu când am ajuns în Africa. Eram într-un microbuz și mă apropiam de fântâna pe care am ctitorit-o eu, împreună cu Mihai Brașov, prietenul nostru comun pe care îl pomenim mereu, și când m-am apropiat de fântână era o fetiță, nu știu dacă avea 10 ani, care căra un bidon cât ea de mare. Și atunci mi-am dat seama de miracolul pe care îl făcusem împreună cu cei din echipa mea, când am văzut cum căra fetița aceea apa. A fost o revelație totală. Și gândește-te că de atunci până acum am reușit să conving și antreprenori și oameni de bine și oameni simpli să facem peste 200 de fântâni în Africa. Ai vrea să te întorci în Africa? Și să rămâi pentru totdeauna acolo? Nu știu dacă momentan sunt pregătit să rămân pentru totdeauna în Africa. Îmi doresc. De fiecare dată merg cu bucurie, cu nostalgie, cu curaj, dar să rămân pentru întotdeauna acolo nu m-am gândit încă. Mai este valabilă afirmația sau mai este valabil răspunsul pe care mi l-ai dat acum ceva timp, când te-am suspectat că nu ți-ar plăcea să rămâi pentru totdeauna aici? Mi-ai dat un răspuns foarte profund. Eu când am văzut pentru prima dată schitul acesta, de care sunt foarte legat și pe care îl simt foarte aproape de inima mea, te-am întrebat ceva de genul: părinte, schitul ăsta n-are nimic deosebit arhitectural sau... Așa este. Este un schit mediocru. Ăsta e adevărul. Dar m-am simțit în același timp foarte atras de zona aceasta. Există și o energie extraordinară aici. Deci, pe de o parte, pare mediocru, dar este, nu știu, fenomenal. Și te-am întrebat: părinte, unde ai vrea să fii îngropat dacă ai muri? Și mi-ai spus: aici. Mai e valabil sau vrei să te muți? Da,
mai este valabil. Nu vreau să mă mut. Așa este, este un schit mai puțin cunoscut, un loc mai retras, ca să citez pe cineva din zonă, din localitate, spunea că aici este locul în care niciodată nu s-a întâmplat nimic. Cu toate exact aici, de așa mi s-a părut și mie, spun sincer. Cu toate când am fost atras ca un magnet aici. Acum, da. Dragilor, acum este ora 12:30 noapte, deci facem în miezul nopții acest episod. Te rog. Da, locul acesta mi-a oferit așezare, liniște, lucruri pe care nu le-am găsit în alte locuri. Ce este liniștea? Mi-ai dat mai înainte o definiție a tăcerii care m-a redus la tăcere. Nu știu dacă este o definiție a tăcerii, este un lucru, o idee frumoasă legată de tăcere. Mi se pare că spuneam că tăcerea este o unealtă. Cuvintele sunt uneltele veacului de acum. Tăcerea este limbajul veacului viitor, nesfârșit. De ce ar fi tăcerea unealtă veacului viitor? Păi să ne gândim. Acolo va fi nevoie de cuvinte? Vom petrece cu toții în comuniune cu Dumnezeu? La început a fost cuvântul. Și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Sfântul Ioan Teologul folosește termenul acesta în sensul de logos, nu de cuvânt ca materie, ca unealtă a discursului. Se referă strict cuvântul lui Dumnezeu, logosul întrupat. Ce-i fericirea? Ce te face fericit? Lucrurile mărunte. Când am citit pentru prima dată Biblia sau Sfânta Scriptură, eram mic. Mi se pare că eram în clasa a cincea. Primisem o Biblie în dar de la nașul meu de botez. Și recunosc că am citit-o din mândrie pentru a mă putea mândri față de colegii mei că eu am citit Biblia și ei nu. Și cel mai frumos verset, cel mai frumos citat din Biblie, pe care mi l-am ales ca premiză, sună așa: fericit este acela care face pe alții fericiți. Eu cel mai fericit sunt atunci când fac pe alții fericiți. Dar asta nu înseamnă că sufer de un sindrom al salvatorului să-i salvezi pe ceilalți, pentru că și eu mă sincronizez de acest citat pe care l-ai spus. Și eu vreau să-i fac pe ceilalți fericiți, dar de multe ori mă trezesc eu nefericit în tot procesul acesta, încercând să-i salvez pe toți ceilalți, încercând să, nu știu, să fac fântâni, să strâng fonduri, să donez, să salvez, să. Uneori sufer pentru că nu pot să fac atâta bine pe cât aș vrea. Pentru că sunt limitat. Sunt om cu lipsuri, neajunsuri, neputințe. M-aș bucura să pot mai mult. Ce-ți lipsește ca să poți mai mult? Este o lege, o regulă nescrisă. Florile nu înfloresc pentru ele însele. Merii, perii, copacii fructiferi nu fac fructe pentru ei înșiși. Soarele nu luminează pentru el însuși. A ne jertfi, a ne sacrifica pentru ceilalți, pentru aproapele, este o lege nescrisă a naturii. Și când trebuie să ne uităm și spre noi? Sau mai mult către noi? Nimeni nu are dragoste mai mare ca aceasta decât aș pune sufletul pentru aproapele său. Pare teoretic. Pare un citat. Este. Păi cum putem umaniza aceste citate? Pentru că de multe ori în biserică se vorbește în pilde care nu sunt înțelese de către toți cei care ascultă pildele. Și atunci către cine vorbești? Dacă ascultătorul nu digeră și nu inhalează toate informațiile.
Cum ar trebui să fie discursul unui preot ca să fie asimilat de către cei care îl ascultă? Vorba sună, fapta tună. Nu cred că ar trebui să le vorbim oamenilor prea multe. Ar trebui să-i lăsăm pe oameni să vadă ei înșiși, la noi, punând în practică lucrurile acestea. Vorba sună, fapta tună. Da. Care e fapta de care te simți cel mai mândru? Nu mă simt mândru de nimic. Mândrie este un păcat. Eram sigur că să răspunzi asta. Nu știu condamnat greu de biserică și de Dumnezeu. Practic este boala diavolului, mândria. Este singurul lui păcat pentru care a fost pedepsit. Trufia lui Lucifer. Păi dar nu înseamnă că nu trebuie să fii trufaș ca să fii, să te respecti pe tine însuți pentru o faptă pe care ai făcut-o. De ce ar trebui să fii trufaș? Nu mă simt mândru pentru faptele mele pentru că nu mi le recunosc ca fiind ale mele. Repet, Mântuitorul însuși a spus, fără de mine nu puteți face nimic. Dacă am reușit să fac un bine cuiva, nu eu l-am făcut, ci Dumnezeu prin mine. Și mă bucur că Dumnezeu a ales ca eu să fiu o unealtă în mâna Lui. Dar un călugăr poate manifesta recunoștință pentru el însuși? În general, monahismul, monahii, pentru a putea evolua spiritual, în plan duhovnicesc, trebuie să se lepede de sine, de eu. Bun, și dacă ești conștient de ego-ul tău, și dacă ești conștient cum se manifestă ego-ul tău, ai identificat această problemă, ai identificat problema sinelui. Tu nu poți să-ți mulțumești pentru nimic? Pentru o faptă pe care ai făcut-o, pentru un bine pe care l-ai adus în societate? Când poți tu să te mângâi pe tine însuți? Niciodată, pentru că, repet, nu cred. Faptele bune pe care le facem nu sunt ale noastre, Dumnezeu le lucrează prin noi. Care sunt cele mai mari regretele tale până acum? Uneori regret și sufăr pentru că nu pot să fac atâta bine pe cât aș vrea să fac. Chiar și în Africa, chiar și aici. Ai avea nevoie de bani ca să faci mai mult bine? Ce reprezintă banul? Pentru mine nimic. Pentru alții totul. Dar crezi că poți să faci bine prin intermediul banilor? Sau cum vezi? Care e perspectiva ta? Se poate face bine și cu ajutorul banilor. Se poate face mai mult bine cu bani sau se poate face mai mult bine fără bani? Binele nu este bine dacă nu e făcut bine. Dușmanul binelui este? Mai binele. De la tine știu. Și totuși nu sunt de acord cu asta. De ce dușmanul binelui este mai nu bine? Nu trebuie să fii de acord. Oricum o să fiu acuzat de telespectatori că am fost prea combativ. Dar mă ierți dacă am fost virulent. Noi preoții dezlegăm, doar Dumnezeu iartă. Care e cea mai grea întrebare pe care o pui la spovedanie? Niciodată nu pun întrebări la spovedanie. Spovedania nu înseamnă ca cineva să vină, să se așeze în genunchi în fața preotului și să aibă loc un schimb de întrebări, preotul să întrebe. Aceasta nu este spovedanie. În cadrul Sfintei Spovedanii, penitentul sau credinciosul vine și în fața icoanei Mântuitorului își recunoaște vina și greșeala. Sfântul Apostol Pavel, într-una din epistole, scria așa: să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din potir. Nu să fie cercetat de către preot, de către duhovnic, să se cerceteze omul pe sine. Iar preotul nu este decât un martor care va mărturisi toate cele spuse în fața judecății lui Dumnezeu. Părinte Iuvenale, dar ce este suferința? Și când este ea benefică? Sau este benefică? Suferința este cea mai simplă și mai ușoară metodă de a ne apropia de Dumnezeu, înfruntându-o,
cum o fac suferință? Când suferi, te doare. Da. Păi simți o durere, nu poți să, să o tolerezi, nu poți să, nu poți să o suporți. Da, așa este. Păi și cum te lupți atunci? Singurul care poate vindeca acea durere este Dumnezeu. Suferința trebuie să ne ducă cu mintea spre Dumnezeu. De aceea, biserica, de la persoanele bolnave, nu mai cer alte moduri de nevoință decât răbdare și mulțumire în boală. Se spune că, în ghilimele, canonul bolnavului este patul. Aveai într-un caiet câteva răspunsuri care îmi plăceau foarte mult. Dacă ai binevoința, poți să răsfăiești, să insist să-mi citești din ele? Sigur că da. Astea sunt scrise de tine? Le-am cules din înțelepciunea bătrânilor purtători de duh din vechime. Sunt balsam pentru suflet, dacă sunt acelea pe care mi le-ai citit, au fost tămăduitoare și revelatorii. Cele mai importante întrebări pe care și le pun oamenii. Cine este cel mai bun profesor? Suferința. Dar cel mai rău profesor? Plăcerea. De ce? Hai să-ți spun de la Sfinții Părinți, de la Sfântul Marcu Ascetul. Zice așa, în vremea întristării nu îmbrățișa plăcerea, pentru că ceea ce intră prin plăcere iese prin durere. De asta, plăcerea nu-i profesor bun. Care este abilitatea cea mai rară? Capacitatea de a da, de a oferi. Care este cea mai bună abilitate? Aceea de a ierta. Care este cea mai dificilă abilitate? Abilitatea de a tăcea. Care este cea mai importantă abilitate? Aceea de a cere. Care este cea mai necesară abilitate? Aceea de a asculta. Pentru că Dumnezeu ne-a dat o singură gură și două urechi. Să vorbim mai puțin, să ascultăm mai mult. Care este cea mai periculoasă luptă? Lupta fanatică. Care este obiceiul cel mai neplăcut? Cheful de ceartă. Care este obiceiul cel mai nociv? Vorba multă. Care persoană este cea mai puternică? Oricine este capabil să înțeleagă adevărul. Care persoană este cea mai slabă? Oricine se simte puternic. Care persoană este cea mai inteligentă? Aceea care își urmează inima. Ce afecțiune este cea mai periculoasă? Atașamentul de corpul fizic. Cine este cel mai sărac om? Cine iubește cel mai mult banii? Cine este cel mai aproape de Dumnezeu? Omul milostiv. Pentru că Dumnezeu însuși se simte dator, se consideră dator celor care fac milostenie. Cine este omul cel mai slab? Acela care îi înfrânge pe alții. Cine este cel mai puternic om? Acela care își învinge sinele propriu. Cum să te lupți cu problemele? Cu bucurie. Iar cu suferința? Cu răbdare. Care este semnul unui suflet sănătos? Credința nezdruncinată. Care este semnul unui suflet bolnav? Disperarea. Care sunt semnele acțiunilor greșite? Iritarea.
care sunt semnele faptelor bune? Pacea lăuntrică, pacea sufletească. Extraordinar. Părinte, ne vorbim de final și înainte să încheiem vreau să te întreb cât de importantă este pasiunea, vocația. Pentru că știu că scrii și poezii. Și pe una dintre ele am ascultat-o de mai multe ori, pentru că vin aici la biserică și de multe ori îți solicit să-mi reciți poezia pe care ai scris-o, care mi se pare absolut genială. Absolut genială. Și știu că te sun seara și spune, e ora 12 noapte, vreau să vin până la biserică să mă rog. Și îmi deschizi mereu porțile și sunt recunoscător. Și te rog să mă ierți, pentru că sunt atât de impertinent câteodată și te rog, părinte, primește-mă. Stai liniștit, același lucru l-aș face pentru oricare altă persoană care ar solicita lucrul ăsta. Ești pasionat de poezie. De ce nu te-ai făcut poet? Știi care este cea mai frumoasă poezie din lume? Aceea de a fi călugăr. Nu cumva cea mai frumoasă poezie din lume este să trăiești viața visurilor tale în acord cu vocația care colcă în interiorul tău? Cred că există trei meserii pe lumea aceasta care necesită vocație. Prima este a călugărilor, a preoților. A doua este a medicilor. Un medic fără vocație nu are ce căuta în periculos. Spital, nu are ce căuta în cabinetul medical. Iar cea de-a treia meserie cred că este cea a învățătorilor. Un învățător fără vocație nu are ce căuta în sala de clasă. Știi care e cel mai frumos cuvânt din vocabularul limbii române, din lexic? Mama? Nu. La care? Și ucenicii se adreseau Mântuitorului folosind termenul de rabuni, adică învățătorule, dar articulat. Învățătorule, cel mai frumos cuvânt din lexic și din punct de vedere fonetic și din celelalte puncte de vedere. Ce este educația? Așa cum ți-am spus, desfășor foarte multe campanii care au în centru educația și, repet, pe toate gardurile, educația salvează nația, educația ridică nația, educația resuscitează nația, educația trezește nația. Ce este educația din punctul tău de vedere? Educația este un lucru care începe în momentul în care ne naștem și nu se mai termină, doar în momentul în care plecăm din această lume. Îmi vine în minte un citat foarte frumos de la Simeon Mehedinți, părintele psihopedagogiei creștine, care spunea că despre educație au scris bărbații, însă educația întotdeauna au făcut-o femeile. Pe cum adică? Mamele. Educația începe nu în clasa întâi, ci cu mult mai devreme, în momentul în care ne naștem. Părinte, insist să-mi reciți poezia. Întreagă? E lungă. Despre ce-i poezia? Oamenii care ne ascultă nu știu. Simplu, despre moarte. De ce? Dar de ce nu ai scris o poezie despre viață, poftim? Că ai spus că sărbătorești viața. Virtuos este acela care așteaptă moartea în fiecare zi. Sfânt este acela care o cere în fiecare ceas. De ce? Ce este moartea? Sfârșitul tuturor, sfârșitul vieții. Nu, este începutul. Păi da, nu-mi doresc să mor. Unii preoți în predicile de la mormântare spun următorul lucru. Ne-am adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum. Greșit. Ne-am adunat să-l conducem pe primul drum. Adevărata viață abia atunci începe. Moartea nu este un schelet cu o coasă, nu este o persoană. Moartea este trecere. Dar ai scris cu atâta pasiune despre moarte, totuși este un poem încărcat de pasiune acolo.
De ce? Așa am simțit. Așa am văzut moartea. Când ai fost cel mai aproape de moarte? N-aș putea să spun că n-am fost cel mai aproape de moarte. Din momentul în care ne naștem, ne apropiem de ceasul morții. Este singurul lucru despre care știm cu siguranță că se va întâmpla. Și de ce ne simțim cu toții nemuritori atâta vreme? Pentru că suntem. Dumnezeu când l-a zidit pe om, zice Scriptura că l-a făcut după chipul și asemănarea lui, adică nemuritor. Îți dau cuvânt. Dragilor, insist, vă rog, cu toată puterea de care sunt capabil, să ascultați până la final fiecare cuvânt pe care îl recită Părintele. Poemul este intitulat Vrăjitoarei albe, scrisoare aleasă pentru a mea mireasă. Din vâltoarea lumii, când mă smulg adese, între ea și mine să-mi ridic pereții, înțeleg în taină taine neînțelese, în nimicnicia și deșertul vieții, și robit de o vrajă slăvitoare foarte, mă gândesc la tine cu nesațiu moarte. Pământeasca viață, cum s-o cânt în cântec, o clipită dată din eternitate, omul în goană numai pentru pântec și plăceri nebune de păcat legate, goană în care omul, om voință pară, se coboară adesea mai prejos de fiară. Omenia lumii, cine poate anume, omeniei noastre laurea-i aduce? Pentru cine oare Iisus venind în lume s-a lăsat să moară pironit pe cruce? Și mă întreb într-una, cu păreri de bine, cam ce-ar face moarte omul fără tine? Cât de rău s-ar face, aur vrând cu sete? Până unde ar merge oare de departe? Ce cruzim n-ar face ca să se desfete, alergând într-una spre măriri deșarte? N-ar râvni el oare prins de nebunie, mai presus de însuși Dumnezeu să fie? Când sunt azi atâția pe rotundul humii, ce deși știu bine că sortiți pieirii, vor stăpâni să fie peste turma lumii, în a lor trupie spic deasupra firii, de ce fără moarte, respirând eterul, stăpânind pământul, n-ar dori și cerul? Dar tu vii la vreme moarte totdeauna și îți alegi în voie din a lumii turmă, la împărații falnici le dai jos cununa și pornesc cu tine drumul cel din urmă, ce cunună oare tu le pui pe tâmple, grea de nestemate, zarea s-o mai împle? Ce le spui tu oare moarte tuturora, de ți ascultă întocmai tot în tot cuvântul, precum roi de fluturi înalți aurora de pe lungi când umple cerul și pământul? Ce tărâm de floare alb sub zări senine le arăți tuturora care merg cu tine? Celui ce-și adună fără saț tezaur și de aur sunet noaptea se desfată, ce cu morii dărui, cu ce fel de aur sunetul să asculte beat ca niciodată? Când asupra-i toarnă aurul ei luna, că senina doarme pentru întotdeauna. În ce limbă oare le grăiești cuvântul celor ce pământuri au nemăsurate, când îi faci să-și uite pentru veci pământul și din el să ceară cât de lung și lat e, doar atât cât trebuie ca să-i impresoare de la bietul creștet până la picioare? Ce beteală aduce mâna ta din soare, tinerii copile, chiparoasă, dulce, de se lasă atâta de surâzătoare între flori mireasă, îngeri să se culce? Cu ce mire face oare legământul mai presus de mirii de pe-ntreg pământul? Pruncilor din leagă, în fragezi, ca răsura, ce povești cu zâne și cu zmeile ai spune, pe ce cai cu aripi le ridici făptura peste nori să zboare, norii să răsune, te zâmbesc în somnul-ți pruncii fără greș, cum zâmbește în soare floarea de cireș? Pe cei mari războini, ziforoși în lupte, ce rămân pe câmpuri fără grob și cruci, trupuri de obuze ca de trăsnet rupte, sub ce steag să lupte, în ce oști îi duci, că uitându-și arma de oțel sau fier,
își îndreaptă ochii fermecați spre cer. Mama, ce la prunci cată ca la soare până în clipa în care o înconjoară plângeri, spre ce prunci iubirea își îndreaptă oare? Cine o cheamă dulce? Spre ce rai cu îngeri? Că pe ai săi îi lasă plânși cu fața udă, e mai stând să-i vadă, nici să-i mai audă. Drăguța mea moarte, mire suică albă, ce te apreci asupra celor care sufăr și smulgând cumplita chinurilor salbă, le așten pe față zâmbete de nufăr, arătând a celor ce au vrut să se culce, cât ești de frumoasă și cât ești de dulce. Cine a fost acela ce-a îndrăznit? Au cine să te arate lumii un schelet cu coasă? Eu te văd o zână cu priviri senine, surâzând într-una albă și frumoasă, crin scăldat în soare, rouă dându-i stropii, ce te îmbată în suflet când de el te apropii. Eu te văd înaltă, tânără, crăiasă, Creatorul dându-ți negrăite grații, căzărit numai toți te vor mireasă, tinerii, bătrânii, regii și împărații, și câți vor cuvântul pe pământ să-ți creează, pe când mor în lume, dincolo înviază. Vistră luminată din afund de zare, sorii toți asupra-ți revărsând poleie, și cu același zâmbet fără asemănare intri și în palate, intri și în bordeie, și la fel de dulce în al tău hamac, îl iei și pe rege și pe cel sărac. Cel ales de tine e jelit cu plângeri, dar suind spre ceruri plutitor cu duhul, el aude în cale coruri mari de îngeri, de cântarea căror pline tot văzduhul, și cu cât mai jos e pământeasca tină, tot mai mult se umple slava de lumină. Veselia sfântă lămurind misterul, orice oliene cântă oratorii, serafimii cântă și ascultă cerul, îi ascultă luna, stelele și norii, și între cei ce astfel stau și ascultă cântul, sufletul se întreabă ce mai e pământul. Un biet pum de humă ce plutește sferic, în văzduh din mila ce o poartă Domnul, cu mulți viermi pe coaja plină de întuneric, viermi trăind o clipă până îi prinde somnul, și în această clipă de păcat se leagă, cât nu-i spăși vor o vecie întreagă. Oameni, își zic viermii, cum a vrut prea-naltul, dar puțini sunt oameni după sfânta-i vrere, ce zidește unul, năruiește altul, fiecare dreptul de a fi spic și-l cere, și în numele legii, dregători și regi, săvârșesc în lume crunte fără de legi. Și gândind acestea, cel ales de moarte și desprinde văzul de rotunda humă, plină de păcate, cu întuneric foarte, unde plin de ură viermii se sugrumă, și unde el plecatul, cu păcate în spate, nu s-ar mai întoarce o eternitate. Dar ciudat, din mine cine se ridică? Să-mi șoptească în taină mângâios mereu, șoapte de înțelesul căror nu mi-e frică, susținând că mortul am fost însumi eu? Oare al cui e glasul? Cine moarte? Cine? Înșoptește acum că ai fost la mine? Adevăr e oare d'alba mea crăiasă? Fost am împreună colindând pe sus, am umblat prin ceruri ca la mine acasă, de știu toate acestea câte ți le-am spus, oare am stat eu însumi sub cântarea sfântă? Parcă aud și acum îngerii cum cântă. Dacă nu e acesta adevărul, unde te-am putut cunoaște precum te cunosc? Mi-a ieșit înainte, în ce zări afunde, răspândind în jurul slab miros de mosc, îți cunosc și mersul, o plutire lină, toată în tot ești cântec, toată în tot lumină. Porți în păr luceferi și ei ard feieric, porți în ochi azurul și zurâzi într-una, alungând în jurul orice întuneric, chiar când nu-s pe boltă soarele sau luna. Vrăjitoare înaltă, vrăjitoare albă, mireasa mea dulce, mireasa mea dragă. Parcă stai într-una și visezi în veghe, razi încerc pe fruntea-ți albă de omătul, ard mereu iar trupul, stâlp de crin întreg, ești îmbătătoare și-ți cunosc îmbătul, ca și când eu singur dintre muritori l-am sorbit în suflet mii și mii de ori. Toate ale lumii, chiparoase, crinii, mărgărită celul, liliacul lumii, orhidei, garoafe, spumele verbiminii și toți trandafirii de pe întinsul humii,
N-ar da-mi băt ca tine strânse la olaltă, miresuică dragă, mireasa mea înaltă. Îți cunosc și glasul, nu e altul în lume, cărui se ia seamă în dulce armonie ce n-a mai dat lumii Dumnezeu prea înaltul, glasul fără seamă în ce ți-l dete ție, muzică cerească, armonii divine, să încânte lumea ca să o iei cu tine. Și mă mir într-una, pentru ce nerozii, fug mereu de tine până nu-ți văd fața, spăimântați bogații, regii voievozii, când numai prin tine închiindu-și viața, cei ce au stat să guste dintr-o apa vie, viață fără moarte gustă în veșnicie. Iată ce mă face să te aștept cu dragul, celui ce-și așteaptă draga de departe, soarele să-i pară că inundă pragul, ia punându-i capăt unei vieți deșarte și îmbiat la sânul fruntea să-și o culce, își începe somnul negrei de dulce. Când numai în clipa când îți voi fi mire și se vor închide ochii mei de tină, voi vedea tot sorii din nemărginire trimițând spre mine valuri de lumină și o-i simți cum toate razele lor calde vin de pretutindeni sufletul să-mi scalde. Voi pluti eu însumi rază prin albastru, largurile-i toate fi vor ale mele, voi cunoaște limba fiecărui astru, voi pătrunde în taina fiecărei stele și voi vedea cireșii slăvilor divine cu înflorite ramuri înflorind și în mine. Iată de ce moarte, când va bate ceasul, ca să încheie a mele zbuciumate zile, bucuram-o-i foarte să-ți aud iar glasul, să-ți văd iar surâsuri parcă de zambile și părându-mi lumea toată în tot măruntă, fii voi ca un mire în ajun de nuntă. Sufletul mi atunci a fi va-n sărbătoare, stând să părăsească pieritorul lut, căci mă știu cu tine raza mea de soare, logodit în taină de când m-am născut și robit voi zice fără nicio teamă, mireasa mea dragă, eu sunt gata, ia-mă. Părinte, simt că mi-am făcut datoria față de comunitatea mea pentru că am împărtășit acest fabulos poem și vreau să te felicit. Unde ai scris acest poem? Departe. În nopțile liniștite și pline de încărcătură spirituală petrecute la Sfântul Munte Athos. Te-am provocat să îți continui menirea sau să dai curs vocației. Poate că vom publica un volum. De ce te-ai blocat aici? Poate că pentru a reîncepe să scriu este nevoie de un cadru din cal Sfântului Munte. Ca o paranteză, dacă cineva vrea să-l motiveze pe părintele să scrie, să lasă un coment la acest material, dacă să continue sau ce sfaturi îi dați. Deși părintele nu știu dacă are nevoie de sfaturi. Aveți nevoie de sfaturi? Bineînțeles. Am pretins eu vreodată că le știu pe toate? De ce ai nevoie de sfaturi din partea comunității mele? În final, vreau să vă invit aici, în localitatea Huș, după Fălticeni, faceți dreapta dacă veniți dinspre București, faceți stânga dacă veniți dinspre Suceava și veniți să vedeți cât de măreț este acest loc, deși este un loc simplu. Părinte, sunt foarte recunoscător pentru că ne-ai primit și sunt sigur că această emisiune va avea un impact. Nu pot să spun cât de mare, cât de mic, sigur va avea un impact. Să nu folosești cuvinte mari pentru oameni mici, ca mine. Aveai emoții la început. Și acum am. Dar ai ieșit din zona de confort. Nu știu. Când ți-am scris, m-ai întrebat, oare nu-i prea târziu? Era o frică? Nu sunt o fire fricoasă. Fricoșii nu se mântuiesc. Frica este hrana diavolului. Dar ți-a fost puțin frică? Sau?
să nu numim frică. O anxietate. Nesiguranță. Dar te-ai descurcat formidabil. Dacă zici, mă, ta. Să rămână, părinte, mulțumesc frumos. Doamne, ajută-ne. Amin. Vorba lui Silvestru. Să odihnească în pace. Doamne, ajută-ne. Da. Să dedicăm acest material memorii părintelui Silvestru. Eu l-am cunoscut și a fost un om foarte dârz. Îmi plăcea, era dominator, mă domina cu puterea lui. Era o pălărie mare în cap, a venit odată la mine la hotel. Domnule, era dintr-o bucată. Și când a fost la tine aici, dacă te duci aminte, l-ai sunat, vorbeai cu el chiar pe cameră video. Și am interacționat puțin, că nu mi-am dat seama că e atât de bolnav. Într-un timp destul de scurt, am ajuns să-l iubesc pe acest părinte, așa cum nu am crezut că pot să iubesc pe cineva vreodată. De ce era atât de apropiat? Aceeași dragoste am avut-o, am simțit-o și față de bătrânul meu duhovnic, care mai înaintea părintelui Silvestru a plecat la Domnul. Tânăr. Păcat. Să odihnească în pace. Vârsta omului nu se măsoară în ani, ci în fapte, în evenimente. Dumnezeu și-a făcut lucrarea prin părintele Silvestru. Și-a considerat lucrarea încheiată. De asta l-a și luat. Să odihnească în pace. Și să avem parte de rugăciunile lui. Amin.